Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Padina Matei, județul Caraș-Severin. Ierarhul a resfințit biserica parohială, nașterea Maicii Domnului, care a trecut în ultima perioadă printr-un amplu proces de restaurare. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a hirotonit un diacon ce urmează a fi hirotonit preot pe seama parohiei Petrilova. Ne-am bucurat că aici, în munții Locvei, aici, în apropierea clisurii Dunării, avem încă un sat dinamic, un sat cu aproximativ 900 de credincioși, în care avem și tineri și copii, dar, în primul rând, ne bucurăm că avem oameni atașați de Sfânta Biserică, credincioși, care prețuiesc Sfintele Slujbe și frecventează cu regularitate Sfânta Biserică. I-am felicitat astăzi pe toți credincioșii, am acordat părintelui paroh distinția de iconom stavrofor, iar câtorva titori, diploma de excelență episcop veneaministor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și îl rugăm să rămână cu noi și îl rugăm de asemenea să ne binecuvinteze și să încercăm ca pe mai departe să-l primim cu bucurie în inima, în sufletul și în mintea noastră și să nu ne asemănăm nicio clipă cu locuitorii din cetatea Gadara care l-au izgonit pe Domnul și nu s-au bucurat că fratele lor, semenul lor a fost vindecat. Târnosirea bisericii a fost săvârșită prima oară în data de 16 octombrie 1988. După 31 de ani de la prima sfințire a Bisericii Parohiale cu hramul Nașterea Maicii Domnului, iată azi, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost resfințită această biserică minunată și au fost binecuvântate toate lucrările care s-au efectuat la exteriorul și interiorul bisericii, prin osteneala și prin truda preotului paroc și a credincioșilor de aici. Fiind o zonă muntoasă, solul foarte umed, foarte multă grasie, au necesitat reparații capitale la Sfânta Biserică și în mod special la Sfântul Jertfelnic. Fapt pentru care, iată, credincioșii s-au ostenit, au reînnoit Sfântul Jertfelnic, l-au placat cu marmură, au împodobit întru totul capomireasă Sfânta Biserică ca astăzi să se poată bucura de această lucrare frumoasă. Nu s-ar fi putut realiza acest lucru fără contribuția și fără ajutorul fizic, dar și financiar al oamenilor, cărora le mulțumesc, dar mulțumesc și preasfințitului Părinte Lucian pentru bucuria de a fi în mijlocul nostru astăzi. Biserica parohială cu hramul Nașterea Maicii Domnului din satul Padina Matei a fost construită în anul 1872 din cărămidă și piatră.